Nicolae Ceaușescu n-a schimbat nicio vorbă cu croitorul său, nu-i spunea niciodată dacă este mulțumit de haine. E adevărat că el nu era deloc pretențios. Ceilalți membri ai familiei aveau însă alte pretenții. 36 de ani a fost în slujba lui Nicolae Ceaușescu. Astăzi a povestit în exclusivitate pentru Observator experiențele trăite alături de membrii familiei fostului președinte. Pe croitorul familiei Ceaușescu l-am găsit în comuna Drăgodana, din județul Dâmbovița. După Revoluție s-a pensionat și s-a retras la țară. E croitor de la 13 ani și în 1964 a început să lucreze la atelierul Comitetului Executiv al Țării. Baza era pentru Ceaușescu. Când avea nevoie, făceam orice. Făcusem manichin prin... avem manichin. Exact corpul dânsului, măsurile, dimensiunile tale, bust și așa mai departe. Și făceam, probam pe manichin. O perioadă, croitorul a fost delegat să îl îmbrace acasă în fiecare zi pe șeful de stat. Noi trebuia să ne orientăm cu ce după timpul de afară. Dacă ploua, sigur că aveam un balon de ăsta de ploaie. Dacă nu îi convenea însă alegerea... Ne punea mâna pe haină, eu dam să îmbrăca cu ea la fel, dădeam pularul, luam de sus șapca sau pălăria, și eu da, nu zicea nimic, o luam. Singurile cuvinte care am discutat cu el atunci, cuvintele care erau, îmi spuneau ce temperatură e afară. Nicolae Ceaușescu nu schimba o vorbă cu personalul, iar croitorul știa că nu trebuie să întrebe nimic. A-i croi hainele însă nu era o misiune foarte complicată. Uita pe catalog și alegea el stofele. Și stofele nu le ia din România, se ducea din Anglia, numai costume închise. Nici vara la mare, într-adevăr, că avea niște bluze, făceam niște bluze de tercot. Veniți privighetoare cântă! Ceilalți membri ai familiei erau însă mai pretențioși. Avea costume foarte legere ea. Că n-avea corp așa tale, n-avea, nu știu, cum am făcut și-o la alții, și se îmbrăca foarte lejer. Adică o fustă mai largă, o bluziță mai largă, un taior de asemenea nu purta pe talenicușor, se îmbrăca sport, ieșise blugi de ăștia pe picior, nu e așa acum ea există. El ce-i făcea? Îi băga în apă, intra la apă și pe mine îi lua uzi pe el. Îi îmbrăca să forma pe corp. Povestește și că Ceaușescu își comanda două serii, câte 6 costume pe an. Se lucrau oricum la foc continuu. Revoluția i-a prins pe croitor pe drum, încercând să-i livreze un palton lui Mircea Oprean. Deși azi magazinele sunt pline de costume, Ionel Băbeanu susține că tot haina făcută de croitor arată mai bine.